Bună, oameni dragi, am decis să fac o înregistrare legată de un subiect care se întâmplă inevitabil oarecum. De multe ori primesc această întrebare: uite, Marius, mă aflu în această situație, ce să fac? Mi s-a întâmplat asta, ce să fac? Ei bine, vreau să fac în mod special un material în direcția aceasta pentru a înțelege poate mai bine de ce nu există în realitate, în afara ta, un răspuns clar la ce să faci. Exteriorul, dacă ești binecuvântat, îți va spune într-o formă sau alta, nu știu ce să faci. Tu trebuie să știi, tu trebuie să afli pentru viața ta. Absolut orice împărtășire, orice sfat venit din afară, în realitate nu va face decât să îți micșoreze puterea, să îți țină capacitatea de a discerne, de a crește, de a te maturiza într-o stare latentă. Mereu vei depinde de părerile celorlalți. Uitați-vă puțin în jur, în societate, poate în familia voastră, poate la prieteni, la locul de muncă, oriunde aveți ocazia să întâlniți oameni. Uitați-vă după ce se ghidează ei de fapt. Majoritatea oamenilor se ghidează după părerile celorlalți. Și vedeți, avem o problemă când părerile celorlalți sunt fondate, sunt bazate, într-o stare de necunoaștere de sine. Ceilalți, de cele mai multe ori, majoritatea dintre ei, încă dorm, nu se cunosc pe ei cu adevărat. Și automat, a primi un sfat de la cineva care nu se cunoaște cu adevărat pe el, nu va face decât să te trimită pe un drum care nu este al tău. Și este foarte periculos când mergem pe drumuri care nu sunt ale noastre. Oare de ce credeți că oamenii ajung în toate aceste situații de depresie, de anxietate, de stări profunde, stări negre? Pentru că s-au îndepărtat atât de mult de la drumul lor firesc, de la ceea ce au ei cu adevărat să facă pe acest pământ, încât ajung într-un punct în care, într-adevăr, nu mai știu în ce direcție să meargă. Cum s-a ajuns aici? Păi, ai întrebat în continuu ce să fac, ce să fac, și ți s-a spus și tu ai făcut, și bineînțeles că mai devreme sau mai târziu nu ai fost mulțumit de ceea ce ai făcut. Și pentru că n-a fost decizia ta, în acel moment este foarte ușor să arăți cu degetul. Păi da, tu mi-ai spus să fac așa. Și este foarte ușor astfel să arunci vina, până în punctul în care ajungi să spui că ești nefericit sau ești nefericită pentru că nu ai avut noroc de oameni buni în jurul tău. Dar adevărul este că oamenii din jurul tău, tu ți-i faci. Oamenii din jurul tău sunt creația ta. Ei apar în viața ta pe bază de rezonanță. De la părinți, de când ești mic, ți-ai ales părinții care să-ți ofere circumstanțele necesare pentru a fi pus în anumite situații și de a înțelege anumite lucruri, pentru a trage anumite experiențe,
pentru ca sufletul tău să se îmbogățească, iar apoi când crești, același lucru în jurul tău, atragi oameni dacă ai traume de vindecat, de exemplu, vei atrage în viața ta oameni care să îți apese puternic pe acele butoane până în punctul în care tu decizi să privești cu adevărat către acele răni, să te oprești din a mai judeca ceea ce se întâmplă în afara ta, de a-i mai judeca pe cei din jurul tău și să realizezi că cei care sunt acum în jurul tău și îți fac rău, într-un sens mult mai profund, îți fac un mare bine, pentru că îți oferă ocazia să te cunoști, îți oferă ocazia să îți vindeci rănile. Iar când realizezi lucrul acesta, te oprești din a mai arăta cu degetul și de asemenea te oprești din a mai întreba în afara ta ce să faci, ce să fac și începi să lucrezi cu tine. De aceea, oameni dragi, eu sau oricine altcineva nu sunt în măsură să vă spun ce să faceți voi, cum să vă trăiți voi viața. Ce pot face este să vă pun la dispoziție anumite unelte prin care voi să vă cunoașteți pe voi. Vă pot spune cum să folosiți acele instrumente și tot așa, dar mai departe voi va trebui să le luați și să le folosiți. Dacă rezonați cu ele, dacă rezonați cu acest mesaj, dacă rezonați cu modul meu de a fi. Dacă nu, același lucru se aplică la oricine ați merge. Pentru că în final nu este despre ghid, nu este despre învățător, nu este despre profesor, despre maestru, oricum ai vrea să numești persoana care se află în fața ta. Acesta este doar o oglindă cu ajutorul căreia tu poți să privești și mai bine și mai clar către tine. Dar privirea către tine tu o vei face. Și vei ajunge în punctul în care vei reuși să faci această privire clară către tine. Și vei putea să treci dincolo de toată această mare, de tot acest ocean de durere și să ajungi în esența ființei tale, la sinele tău adevărat. Și doar de acolo, om drag, doar de acolo se va naște cu adevărat cunoașterea a ceea ce ai de făcut. Doar de acolo vei vedea drumul clar pe care îl ai tu și doar tu de mers. Așa că o aducere în minte cel mult ce pot să fac prin acest material este că nimeni din afara ta nu are cum să-ți spună ce să faci. Doar tu poți ști ce ai de făcut. Cu cât începi mai repede să te cunoști pe tine, cu atât vei ajunge la acele răspunsuri valoroase, cu adevărat valoroase în viața aceasta. Un om liber nu depinde de nimeni și nu așteaptă sfaturi din afară. Un om liber știe că tot ceea ce este mai de valoare, mai de preț, se află în sinea lui și ori de câte ori apare o situație dificilă, el se scufundă, plonjează iar în adâncurile ființei sale și scoate de acolo, iese la suprafață cu noi și noi răspunsuri. Răspunsuri vii care se aplică mereu în acest moment. Pentru că doar acest moment există în esență. Asta am simțit să îți transmit, să vă transmit. Lucrați cu voi, oameni dragi, lucrați cu voi și veți vedea că tot ce este mai valoros va ieși la suprafață în viața voastră. Fiți binecuvântați.